Domnilor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Vom vorbi în această seară despre politică, despre administrație și despre alte lucruri interesante care se petrec la nivel național și local. Și alături de mine se află președintele Organizației Județene a Alianței Liberalilor și Democraților Europene, domnul Cristian Dima. Bună seara! Bună seara, domnul Chifu, bună seara telespectatorilor și suntem la mijlocul verii, ne urez în continuare o vară frumoasă și noi destul de ploioasă. Și noi vă urăm la mulți ani pentru că ați împlinit recent o vârstă frumoasă, nu o să o dezvăluim că... Da, se cunoaște, mulțumesc! Nu se cunoaște. Mulțumesc. O vârstă a maturității, se spune, începutului maturității, de fapt. Dar față de unii care au stat în politică de s-a plictisit toată lumea, sunteți extrem de tânăr. Unii probabil abia și începeau cariera politică când sunt câțiva matusale mici. Nu știu dacă asta e abordarea cea mai bună. Cred că experiența are un rol important în viața fiecărui om și cred că întotdeauna mixul dintre pregătire, vârstă, experiență și... expertiza fiecăruia în diverse domenii este extrem de importantă. Acum, tinerețea poate fi o calitate, dar dacă ea nu este dublată de pregătire și de experiență, de multe ori generează sincope în... Da, normal că aveți dreptate. Recent am citit însă o glumă, mi-a trimis-o cineva pe o rețea de socializare, mai precis pe WhatsApp. Nu o să pomenesc numele politicianului, dar este un politician cu o vârstă extrem de înaintată care spunea că și-a luat o broască țestoasă și, din păcate, broasca îți trăiește doar 300 de ani. Ceea ce urăm fiecărui pământean să ajungă... Cred că știți despre ce politician este vorba, da? Da, un politician care a ținut în întuneric foarte mult timp România... Nu ajungea la întrerupători și mai plătim și acum de pe urma sigur. Gafele făcute de el. Exact, care a ținut ideea că de fapt socialismul și comunismul au avut foarte multe lucruri care trebuie păstrate. Și într-adevăr, economia, ceea ce a reușit să construiască economia comunistă și socialistă, trebuia păstrat, nu trebuia dărmat și nici distrus sau vândut. Ele trebuiau pur și simplu puse pe principii de economie de piață și eventual retehnologizate, dar nu distruse activele, pentru că ele au ajuns în poziția respectivă cu munca și sudoarea părinților noștri, a noastră, a înaintașilor noștri. Oamenii s-au jertfit ca România să arate din punct de vedere, să spunem, constructiv, așa cum a arătat, și se pare că nu am reușit să facem multe lucruri în plus după 30 de ani. Constatăm că pe aceeași infrastructură rutieră în mare parte mergem, în aceiași blocuri locuim, pe aceiași străzi în interiorul orașelor mergem, le-am mai asfaltat un pic și le-am cârpit găurile care s-au generat de timp sau de sare, ceea ce nu este bine deloc. Nu ne configurează o situație pozitivă. Îmi dau seama că Silviu Brucan a fost extrem de optimist. Foarte optimist. Că ne trebuie 20 de ani. Foarte optimist. Noi l-am înjurat, generația noastră l-a înjurat, spunând ce știe asta cum să fie 25 de ani, în 25 de ani noi o să fim tot acolo. Din păcate ne-a ghicit. Da, da, și până la urmă nu știu dacă se plătește tribut unei mentalități, dar parcă lucrurile, știți care e culmea, parcă lucrurile stăteau mai bine până în 2000. Silviu Brucan avea profilul poporului român și exponenților lui, adică a conducătorilor care emană poporul român, și cred că nu e doar o problemă de popor român, până la urmă ține de istoria și de tradiția societăților și de civilizația care a trecut pe meleagurile respective. Așa că Brucan avea un profil bine configurat. Noi nu aveam suficiente date la momentul respectiv și l-am înjurat nevinovat. Așa este și nu vreau să mai aduc aminte de acele momente în care visam cu toții, credeam că va fi mai bine.
că va fi altfel în România decât este în momentul de față. Adică speram într-o organizare mai bună. Normal că unele lucruri au venit vrând nevrând, pentru că trebuie să te adaptezi timpurilor pe care le trăiești. Adică și România are niște lucruri. Are una dintre cele mai bune rețele de internet din lume. În Europa chiar... Viteză de navigare de la noi e mai mare decât în Germania. Da, da. Dacă vă vine să credeți așa ceva. Și extinderea rețelei este mare. Și extinderea rețelei, măcar din acest punct de vedere, avem cele mai nonconformiste fete din Europa. Nu, bineînțeles că și aici glumesc. Nu, dar în afară de internet mai avem și alte lucruri în care am reușit. De fapt, noi reușim în România să ne adaptăm foarte bine timpurilor moderne din anumite puncte de vedere. Nu prea reușim să facem față cu industria, pentru că a fost distrusă, cu infrastructura rutieră, unde nu pot să înțeleg nici eu de ce până acum s-au făcut atât de puțin kilometri de autostradă. Sunt infim. Aspecte banale. Adică orice țară a demonstrat, orice regiune a demonstrat că în momentul în care s-a focalizat sau s-a focusat pe un obiectiv de genul acesta al infrastructurii, a reușit să rezolve destul de repede. Cred că avem cel mai mic grad de dezvoltare a infrastructurii rutiere din Europa sau poate chiar din toată zona civilizată. Ceea ce arată că de fapt am fost incapabili. Sigur că relieful României e destul de dificil, dar terenul care este foarte propice agriculturii, la fel este destul de dificil pentru infrastructura rutieră, pentru stabilitatea infrastructurii rutiere sau pentru costurile mari cu fiecare kilometru de drum făcut pe acest pământ, într-adevăr creează pe acest sol sau această zonă, plus că avem destul de mulți munți care trebuie traversați, avem câteva condiții de dificultate. Dar asta nu ne permitea să stăm după 30 de ani cu aceeași infrastructură, ba din contra, mai îngustată puțin de contribuția operatorilor și asfaltatorilor. Pentru că văzusem și aceasta, și din exemplu pe care îl voi da acum, rezultă ce fel de caracter au unii oameni de afaceri sau unii oameni implicați în administrație, pentru că până la urmă și de acolo pleacă. La noi în România, în multe cazuri, metrul pătrat de construcție, dacă vrei să cumperi o locuință, este de 2-3 ori mai scump decât în Grecia, de exemplu. Câteodată găsești mai scump decât în Spania. Nu vreau să fiți atât de radical, pentru că din nefericire, trece pentru o criză economică și a traversat o criză economică în care i-a zdruncinat foarte puternic și care erau aproape dispuși să-și vândă teritorii pentru a reuși să compenseze criza economică pe care o traversau. La fel, din câteva decizii eronate, pentru că ei au avut o foarte, foarte mare dezvoltare și o puternică dezvoltare a infrastructurii rutiere și grecii stăteau rău cu infrastructura rutieră și înainte de Olimpiadă au investit foarte mult, au făcut credite pentru mărirea infrastructurii și dezvoltarea infrastructurii și sportive și rutiere. Așa că nu este un bun exemplu faptul că se ajunge să se vândă Galați. Este, dacă vorbim de metru pătrat de construcție sau de locuință în Galați raportat cu metru pătrat de construcție în București, în Iași, în Cluj, în Timișoara, în Oradea, în Brașov, în Sibiu, o să constatăm, cumva considerați că sunt mai ieftini muncitorii sau e mai ieftină forța de muncă sau materialele de construcție în Galați? Nu. Pur și simplu este vorba de scoaterea Galațiului din zona de investiții sau din zona de interes pentru investitori. Asta cred că este principala noastră preocupare sau ar trebui să fie principala noastră preocupare, creșterea atractivității zonei pentru investitori și pentru investiții române și străine. Pentru că noi tot timpul tindem să spunem, domne, căutăm capital străin să vină investiți străini. Dar eu spun că în primul rând noi trebuie să căutăm capital românesc. În primul rând trebuie să încurajăm capitalul românesc. În primul rând trebuie să încurajăm serviciile românești. Și cred că de aici trebuie plecat. Avem o percepție destul de eronată când spunem că așteptarea capitalului străin trebuie să fie principala prioritate. Nu. Pentru întotdeauna capitalul străin într-o zonă cu risc
sau într-o zonă defavorizată, cum este Galaciu, de nefericire și de într-o suită întreagă de decizii care au în spate până la urmă o componentă politică, s-a ajuns la situația în care dacă ar veni un investitor, capitalul speculativ ar fi primul dintre cei care vor accede zona noastră. Ceea ce înseamnă că urmăresc profituri mari pe termen scurt și cu posibilitate, cu mari lichidități și cu mare lichiditate și cu posibilitatea de a ieși repede din piață. Asta este cea mai mare problemă. Pe când capitalul autohton, antreprenorii români, cu atât mai mult regionali, aduc cu ei, odată cu investiția materială și componenta emoțională, componenta sentimentală, care va sprijini și nu va duce la expulzarea rapidă sau ieșirea rapidă din piața capitalului. O investiție făcută de un antreprenor român este mult mai trainică, mult mai serioasă și întotdeauna este privită cu mare respect de angajați și de cei care participă la acest tip de infrastructură. Da, vă dau dreptate 100% și așa mi se pare și normal, dar v-am spus, când am auzit unele prețuri de la unele apartamente din București, mi s-au părut lucruri aberante pentru România și eu știu cam care sunt și investițiile pe care le fac antreprenorii, pentru că nașul meu este chiar antreprenor în domeniul construcțiilor. Foarte și știu cam care, și chiar în București. Deci în acea zonă, știți că e zona Băneasa, acum, da, din București, sunt apartamente la 140.000 de euro un apartament, la aceiași metri pătrați, la care este vândut un apartament la mare, acum se construie, s-au construit acele blocuri foarte aproape de între Novodar și și e cam 60.000 de euro. Și mi se pare, totuși, că ar trebui poate să coste mai mult. În sfârșit, e vorba de faptul că acele apartamente din Băneasa acolo locuiești, ești în capitală, în sfârșit ești într-o zonă bună. Economia și demersul economiei. Produsul intern brut pe regiunea București, Ilfov, este net superior, este cel mai mare din țară. Gradul de salarizare este mare, oferta de forță de muncă este mare. Bugetul primăriei generale a capitalei e peste 1 miliard de euro. Așa că... Bugetul primăriei, asta înseamnă taxe și impozite strânse de la români. Faptul că se reduce componenta de descentralizare, asta face de multe ori ca bani să meargă spre București. Eu cred că noi, cu foarte multă atenție, cu multă consecvență și putere, trebuie să aducem capitalul autohton și antreprenorii români să vină în zona Galațiului. Există un mare potențial, am vorbit în ultima perioadă de foarte multe ori de avem cea mai bogată comună din punct de vedere al bazinului legumicol din România. Matca este cel mai mare producător de legume din România. Este poate mai cunoscută localitatea și mătcașii și produsele din Matca sunt mai cunoscute în Polonia, în Lituania, în în țările ce sunt din fosta Uniunea Sovietică sau din fostul Caier. Nu spun că ajung produse și în Germania și în Austria și în alte state europene, decât sunt cunoscute produsele în România. Cred că nu ne iubim prea mult conaționalii, concetățenii, nu suntem în stare să apreciem valoarea acolo unde o vedem, pentru că o privim cu ochi prea lipsiți de respect și de apreciere și de dragoste față de conaționalii noștri. Se spunea Alexandric, că românii, când văd o lumină, dau repede fuga să o stingă, considerând că e foc sau crezând că e foc. Așa privim noi, în general, oamenii care fac ceva. Sunt zeci de hectare, sute, 1000 de hectare de sere la Matca. În acele sere oamenii muncesc de dimineață până noaptea, 12 luni pe an, pregătesc culturi, când sunt gata serele, ies în câmp și în același timp cred că suferă grav, vorbeam de o infrastructură rutieră care să ajute legătura cu Matca, nu înțeleg de ce nu se face, am propus-o prin vicepreședintele nostru de la județ să accentuăm această presiune pe bugetul frumos și generos al Consiliului Județean, care trebuie să-l apreciem, că este pentru prima dată după foarte mulți ani când Galaciu are parte de un asemenea buget de dezvoltare, ca județ mă refer, și
Nu în ultimul rând, la Ministerul Transportului trebuie insistat pe infrastructura drumurilor naționale, dar până la drumurile naționale trebuie să ne gândim la componenta de păstrare a acestor legume pentru hale frigorifice sau termice, printr-o piață civilizată și dezvoltată în care se pot face schimbul de mărfuri. Nu ne respectă nimeni dacă noi nu ne respectăm. Dacă noi nu arătăm că putem să fim competitivi, să vindem din condiții așa cum producem, în condiții bune, omul vede cum vinzi. Nu se uită cum produci, că nu vine la tine în seară, ci îți vede condițiile de vânzare. Noi, în România, cred că este țara în care se aplică cel mai des acel proverb, nimeni nu este profet în țara lui. Exact. Oricum, ALDE, Alianța Liberală și Democraților, ne preocupăm foarte mult de, în ultima vreme, am rugat colegii din țară să accentueze reclama pentru matca, că am avut mai multe solicitări din partea mătcașilor, să spunem, a concetățenilor noștri, să vorbim despre vânzările angro. Oamenii pur și simplu produc, vin cu marfa, dar înțelegem cu toții că dacă marfa stă în soare o zi, poți să spui că munca este inutilă și este bătaie de joc, o poate arunca, numai că eu le-am comunicat tuturor că nu asta este forma de a găsi o formă de vânzare angro, ci de a face reclamă pentru a găsi 10 forme de vânzare angro și nu una. Pentru că doar concurența poate crește prețul. Așa cum și la ei este mare concurență în producție și noi trebuie să facem concurență. Unii sunt poate invidioși pe cei din matca că spun, domne, ce bani învârc, ce bani au, dar nu știu cât muncesc pentru... Este dreptul fiecare om care are o idee bună și o duce la îndeplinire, muncește și este consecvent pentru ideea lui să câștige pe măsura muncii și a ideii valoroase pe care a pus-o în practică. Este extrem de important, este o mândrie pentru noi să ai cea mai bogată comună, să ai cea mai mare producție de legume din România într-o comună. Este chiar o mândrie pentru Galați. Eu cred că noi nu ar trebui să facem foarte mult efort pentru promovarea acestor produse. Așa cum vorbim de pepeni, de dăbulen sau de știu eu ce alte produse autohtone sau de țuică, palincă, nu știu de unde, același lucru ar trebui să spunem întotdeauna despre legumele de matcă. Pentru că tot am început cu subiectele legate de județul Galați, vorbim și despre municipiu. Ce părere aveți despre lucrările care se desfășoară în Galați, lucrările de modernizare a centrului, cel puțin? Ah, vorbiți de... refacerea trotuarelor a... Câteva sute de metri pătrați de lucrări făcute în zona centrală. Mă bucur că după atâția zeci de ani s-a ajuns la intrarea în zona respectivă. Am constatat cu neplăcere că anumite zone din alte cartiere din Galați, Micro 19, Micro 21 și așa mai departe, care aveau o infrastructură bună, au fost înlocuite de asfalt. Acum sper că această dezvoltare, urbanizare, să spunem, modernizarea zonei Podcoava și a centrului acolo să nu fie neplăcută și să nu revenim cu, sau să ne apucăm să facem un material de construcții arhaic sau la care oamenii renunță. Acum 20 de ani în Coreea era asfalt colorat. Noi punem asfalt negru sau, uite, am constatat pe în Micro 20, Micro 19, pe strada Brăilei, unde s-au făcut pistele de biciclete, că pe trotuar a apărut o bordură care delimitează trotuarul de pista de biciclete. Păi dacă atingi bordura respectivă cu roata de bicicletă, un copil își rupe dinții căzând de pe bicicletă. Pur și simplu trebuia delimitată doar printr-o dungă, pentru o vopsea, nu pentru o bordură. Dacă noi s-au schimbat bordurile în Micro 19 rupând toate scuturile la mașină și toate bările, pentru că nu s-a ridicat parcarea la nivelul bordurilor. Și alte aspecte de genul ăsta care țin de, până la urmă, de organizare și de condițiile propice de dezvoltare sau de lucru în cadrul unei teritoriu. Sunt aspecte extrem de deranjante. Noi încă nu avem cultura și educația de a parca.
lipsa marcării parcărilor face în așa fel încât oamenii care câteodată se comportă foarte civilizat și riguros în statele pe care le vizitează sau acolo unde muncesc, aici când vin la Galați, din lipsă de respect față de concetățeni și de connaționali, așează mașina pe 3 locuri de parcare. Știm cu toții că este o mare problemă a locurilor sau este mare problema locurilor de parcare în Galați. Salut inițiativa poliției locale care este mai mult prezentă în pe raza municipiului, încercând prin metode de prevenire să ajute la parcarea corectă și la așezarea corectă a mașinilor în parcare, dar cred că aceste acțiuni trebuie să continuate și desfășurate permanent, cu sigur că sub auspiciile sau cu dublarea marcării parcărilor. Sigur că noi o să constatăm că avem niște linii în pe trotuare sau în locurile de parcare. Nu le respectăm, călcăm pe ele. Ok, o dată, de două, de trei ori. Dar dacă le avem acolo, cineva ne va spune, ne va pune o atenționare în geam că va trebui să respectăm locul de parcare și până la urmă ne vom și noi ne vom încadra în rigorile civilizației. Așa cum o facem atunci când vizităm o țară sau un oraș străin, așa cum o fac conaționalii noștri care lucrează în străinătate, aici cu mai multă ușurință încearcă să nu respecte regulile. Această lipsă de respect creează un disconfort în cetățenilor și creează o stare de iritare în rândul cetățenilor. Ne pierde zâmbetul de pe buze, ceea ce ne duce în categoria românilor nefericiți. Știți că sunt foarte multe... Eu zâmbesc amar când trebuie să aștept zeci de minute bune transportul în comun, adică autobuzele. Și îmi vine în gând o înjurătură pentru către cel care s-a hotărât desfințarea microbuzelor, maxi-taxiurilor, pentru că se circula atunci, puteai să ajungi în timp util oriunde. N-am fost partizanul desfințării mijloacelor de transport privat. Nu mă gândeam la tot asta. Eu consider, nu știți la cine știu la cine vă referiți, știu că au fost mai mulți, consider că atunci, am mai spus-o de fiecare dată o spun, atunci când iei o decizie de desfințare, este greu să înființezi, este foarte ușor să desfințezi cu o hotărâre de care în momentul în care te crezi tu stăpân pe toată administrația publică locală sau națională, este ușor prin să propui desfințarea unui serviciu sau a unui produs. Acum, din punctul meu de vedere, era și un produs, în același timp, bineînțeles că era un serviciu de transport public. În momentul de față, flota de transport a transportatorului local este învechită, este lipsită de, știu eu, de valoarea unui parc auto modern. Și ca atare, asta era prima decizie care trebuia să o faci. Trebuia să-i lași un timp, ceea ce s-a și lăsat pentru transportatorul public local, public privat local, prin care li s-a anunțat că se va termina contractele și nu se le vor reînnoi, se vor termina contractele și nu se vor reînnoi. Și în același timp urma să vii, să-ți înnoiești parcul auto, să-ți desfășori ceea ce ai nevoie, să vii cu eticheting, să fii pregătit pentru un transport public local, civilizat și european. În momentul în care n-ai fost pregătit pentru asta, ai ajuns să cumperi mașini deja rulate în străinătate, care au devenit cea mai bună componentă a flotei tale. Acum nici măcar acest aspect nu se mai ia ușor în calcul, pentru că se încearcă înnoirea parcului auto, dar este prea lentă înnoirea și până la urmă este o mare problemă și legată de faptul că se doresc foarte multe trasee deschise, mijloace de transport mari, cu consumuri mari, mijloace de transport, așa cum spuneam, destul de epuizate, durata de funcționare, de exploatare a mijloacelor respective și ca atare confortul este nu cel așteptat de cetățeni. Nu ai aer condiționat în mijloace de transport, sunt mijloace mari, nu reușesc să vină la timpul pe care și l-au propus ca timp de staționare și de deplasare între stații
Și cred că problema asta, dacă mă întrebați pe mine, pe viitor se va acutiza. Pentru că toate aceste aspecte se fac pe bani, bani care constatăm că administrația publică locală votează cu mare ușurință, propune spre votare cu mare ușurință facilități de transport pentru o largă categorie de cetățeni ai municipiului Galați, dar negândindu-se că, de fapt, aceste facilități trebuie decontate. Cineva trebuie să plătească acest transport. Că nu-l plătește utilizatorul, adică cel care folosește mijlocul de transport, va trebui să-l plătească altcineva în locul lui. El cu aer nu circulă. Din datele care le am eu, este o situație destul de delicată. Acum acest transportator circulă pe creditul furnizorilor. Adică antreprenoriatul din Galați, mediul antreprenorial și nu numai din Galați, creditează transportul public local, ceea ce nu este neapărat o componentă sănătoasă. Nu este sănătos, nu este nici respect față de antreprenori. Cred că această situație trebuie oarecum corectată prin, fie prin reducerea numărului de kilometri, fie prin înțelegerea fenomenului și achitarea contravalorii transportului. Pentru că, repet, mâine Consiliul Local, dacă are pe masă, ca să fie populist, poate propune transportul tuturor gălățenilor din fața blocului, cu stație din fiecare bloc, până oriunde în Galați. E, asta trebuie până la urmă plătit. Așa cum se plătește apa, care este un serviciu și un produs care ți ajunge la robinet, așa cum plătește cineva ca gunoiul din fața curții sau casei să fie strâns și depozitat, eventual corect ar fi și selectat. Așa cum se plătesc toate serviciile în Galați și acest serviciu trebuie decontat în mod corect. Nu știu cine a avut strălucită idee, pentru că tot vorbim despre transport, vorbim și despre faptul că au fost mărite tarifele pentru taxiuri. Și au fost mărite, adică să mărești de la 1,70 la 2,60, mi se pare o... Creștere substanțială. 2,60 este acum prețul pe kilometru. În București încă se circulă cu 1,79, din câte știu eu. N-aș vrea să greșesc. Cred că a fost solicitarea transportatorilor, operatorilor de taxiuri, care au primit acordul în baza unui studiu a serviciului transporturi din cadrul primăriei. Nu știu ce a stat la bază. Probabil și Comisia de Servicii a avizat acest tarif, trecând, cred că și prin... Eu sunt convins că va scădea numărul de clienți. Este o situație absolut anormală, ca să nu spun că este lipsită de coerență decizională, pentru că atât timp cât accepți că s-au scumpit piesele, combustibilul și mâna de lucru, serviciu în catare ajunge să aibă un alt tarif de 2,60 și cât ați spus, în același timp trebuie să înțelegi că cu aceeași unitate de măsură, cu aceeași mână, cu aceeași capacitate, cu aceeași unitate de măsură, trebuie să cântărești și transportul public local, care el nu poate fi discreditat sau printr-un serviciu de proastă calitate discreditezi în fapt primăria. Discreditezi în fapt managementul în general al serviciului. Pentru că dacă gunoiul strângi și nu mai știe nimeni unde l-ai aruncat și dacă l-ai procesat sau nu, transportul este permanent în ochii cetățeanului. E ca și cum n-ai avea o apă de calitate sau n-ai avea o continuitate în furnizarea apei reci pe raza municipiului Galați. Trebuie ca serviciile de calitate să fie în permanență principala preocupare a factorilor decizionali. Noi, ALDE, de fiecare dată am încercat să atragem atenția pe subiectul îngrijorător al facilităților și în același timp a scumpirilor neproporționale. Este ușor să fii cu metode populiste, cu măsuri populiste, pe care să fii incapabil să le susții. Este o mare problemă pe tema asta. Și închei discuția legată de taxiuri. Eu spun ca un calcul simplu așa pentru... Am învățat de la cei care fac comerț de sute de ani și știu mai bine decât noi. Cred că era mai avantajos să ai 10 curse de 10 lei, să spunem, decât 4 curse de 15 lei.
mai avantajos era pentru, în primul rând, pentru consumator. Da. Pentru prestator este mai simplu să meargă mai puțin și să încaseze mai mult, pentru că uzează mai puțin mijlocul de transport și își alocă și mai puțin. Da, dar oricum... Dar ei nu vor fi mai mult timp în piață, ceea ce va... Știu că vorbeam în jur de 1000 de taxi, de licențe de taxi, dacă nu greșesc. Maximul pentru Galați ar fi de vreo 1200, sper să nu am o informație eronată. Dar oricum, când știu eu, erau în jur de 1000 de licențe eliberate. Da, trecem de la taxiuri, mergem la nivel național, pentru că de la ultima noastră discuție a fost adoptată o hotărâre extrem de comentată și de interesantă, a fost revocată din funcție șefa DNA, Laura Codruța Chioveși. Cum vedeți această măsură și cum comentați faptul că președintele Klaus Iohannis nu a comunicat personal această măsură, ci... Probabil că ați vrut să mă întrebați așa, ca să îndepărtăm de discuția de la date concrete. Eu nu vreau să comentez acest aspect mult prea politizat. Pe mine m-a speriat pur și simplu, m-a îngrozit, dacă mă întrebați, atitudinea pe care a avut-o o formațiune care, dintr-o eroare, dintr-o, știu eu, o dovadă de supărare a cetățenilor, a românilor, au acordat votul unei formațiuni care în fapt nu există, care n-a venit cu nimic concret, că n-a venit cu nimic constructiv, n-a propus nimic economiei românești, n-a fost în stare să vină cu ceva coerent, decât cu circ și scandal acolo unde au putut să aibă acces, deși au obținut un număr de 8%, peste 8% din numărul de mandate de senatori și deputat în cele două camere. M-am îngrozit, sunt oripilat, stupefiat de faptul că nici n-a apucat să fie comunicată această decizie de eliberare din funcție a unei doamne care ocupa poziția de procuror șef, de șeful DNA-ului, procuror șef DNA în România, și să fie invitată să intre în politică. Ceea ce, repet, m-a oripilat și m-a și speriat. De ce? Pentru că nu e așa o glumă a unui neavenit, a unei persoane care nu știe ce vorbește. Sunt totuși parlamentari care au acces la informații clasificate, au acces la informații ce țin de siguranța națională. Mă face să cred că ei aveau informații că doamna poate gestiona în baza informațiilor pe care le deține în favoarea lor anumite informații din dosarele DNA-ului. Foarte, foarte grav. Sau să mă gândesc că doamna a făcut jocul politic într-o zonă a magistraturii. Sunt, pur și simplu, sunt speriat de asemenea. Cum poți să inviți un procuror șef DNA să vină, să intre în politică și ce te aștepți? Că va utiliza informațiile și datele pe care le deține împotriva adversarilor politici care de ieri sau de astăzi devin adversari, pentru că până atunci erau toți în spectru politic, toți cetățenii României sunt egali în fața legii. Ca să facem o paralelă, pe când fotbal, când foștii arbitri devin președinți de cluburi. Și au devenit în multe cazuri. De ce au fost numiți ca și președinți de cluburi? Ce activitate sportivă propriu-zisă? Ei au fost arbitri. Adică să înțelegem că acele grupări s-au gândit că relațiile și influențele... Nu comparăm lucrurile și îmi cer scuze, știu că sunteți foarte pasionat de sport, dar aici vorbim de elemente ce țin de siguranța națională. Vorbim de... Am dat acest exemplu pentru că este cumplit de mare... N-am vrut să dau celălalt exemplu. Știți la ce mă refer? La cei care și au consilieri, foști lucrători în serviciile de informații ale armatei și în celelalte servicii. Da, foarte grav. Adică nu aș vrea să fiu prost înțeles, prefer să mă înjure o parte din români, eu spun simplu, categoriile de persoane care n-au dreptul să facă politică și să aibă opțiuni politice în perioada activă, trebuie, în opinia mea, ca o perioadă după ce ies din calitatea activă, să nu participe în actul politic. Pentru că vin și
influențează prin informațiile pe care le dețin în timpul serviciului, pot influența în mod grav activitatea și echilibrul politic în România. Este cumplit să... am auzit de declarația la fel de stupefiantă și la fel de tare m-a oripilat a unui dezastru în ceea ce privește politica în România, Oprea, care din nou s-a comportat ca la Venezuela. Să vină după mine, bătând cu pumnul în masă, mai avea puțin să-și pune și șapca de venezuelan în cap de armata din Venezuela, să-ți vină după mine rezerviștii din România, să ne regimentăm, să facem politică. Suntem oameni... De unde a ieșit personajul respectiv? Că o perioadă se ascunsese. Așa? Nu contează că... Da, deci el a mai încercat odată prin manipularea legislativă și printr-un grad de protecție absolut ilegal, care îl sugera că îl poate acorda oricărui membru de partid care se înscrie în formațiunea pe care el o înființase, îngrozitor. Cu aceste elemente ne descalificăm în lumea civilizată din Europa. Cu aceste elemente, așa cum extraordinar de bine a arătat de mai multe ori președintele Senatului și președintele alte, Călin Popescu Tăriceanu, a spus prin un număr de dosare care s-au creat în România, s-a creat imaginea cea mai coruptă țară din Europa. Este vreun cumva vreun avantaj adus României prin această atitudine? Acest număr de dosare s-a concretizat prin condamnări sau constatări ale instanțelor până la ultimul nivel că acele persoane se fac vinovate cu adevărat? Nu vorbim, nu trebuie să transformăm România într-o țară a condamnaților. Nici nu putem transforma România așa cum s-a încercat într-o țară a blamaților. Până la urmă, românii sunt oameni corecți, sunt oameni cinstiți și trebuie scoși și extrași din rândul acestui popor frumos, curat și cinstit, trebuie extrase elementele care înțeleg să nu respecte legislația în folos propriu sau în folosul celor din jurul lor. Asta trebuie să o faci în liniște, o fac toate țările civilizate, o fac toate zonele de justiție și toți magistrații din lumea asta civilizată, practică un act al justiției echidistant, corect și echilibrat pentru societate. Nu facem circ din actul de justiție. Nu trebuie să transformăm justiția română într-un circ televizat și supramediatizat. Știți care este paradoxul? Că, de fapt, în politică nu trebuie să existe paradoxuri, pentru că e domeniul tuturor posibilităților, se spune. Traian Băsescu, cel care poate fi considerat într-un fel creatorul sau promotorul, de fapt mai degrabă promotorul DNA-ului, DICOT-ului, DGA-ului în România, acum este extrem de vehement împotriva acestor organizații. Pentru că odată ce creezi un monstru, e ca doctorul Frankenstein, nu? Dezvoltă mai multe capete și devine prea flămând și mănâncă inclusiv părinții. Eu cred că aceste structuri au avut o foarte bună intenție de înființare, dar comportamentul ulterior, bazându-se pe câteva scăpări legislative, a dus la generarea de abuzuri. Aceste abuzuri, în final, au ajuns să blocheze economia României, au ajuns să încetinească economia României, au ajuns să încetinească dezvoltarea României în ansamblu ei. Cred că aceste elemente trebuie clarificate și eliminate din zona legislativă printr-o corecție în baza experienței avute. Repet și revin, m-ați întrebat de un procuror al DNA. El nu are ce căuta în politică. Nu ai ce căuta. Asta înseamnă că toți magistrații care ies din politică, ies din magistratură la vârsta pe care vârsta la care pot ieși din magistratură, trebuie să devină politicieni de vârf și să participe la actul politic în mod activ. Ceea ce, repet, este incorrect, așa cum trebuie să înțeleg. Eu am văzut foarte mulți oameni care au avut o activitate profesională distinsă, elegantă, fie au lucrat în Serviciul Român de Informații, fie au lucrat în Poliția Română, fie au lucrat ca magistrați, care după ieșirea din activitatea operativă sau activă,
au avut decența, eleganța, frumusețea comportamentului să se păstreze echidistanți pentru piață. Opțiunea personală, sigur că o avem cu toții, avem dreptul la vot cu fiecare dintre noi, dar influențarea opiniei publice pe baza informațiilor pe care le-am deținut în activitate este o problemă foarte gravă, care nu ar trebui promovată în mod excepțional, dar nici nu trebuie închisă. Pur și simplu nu trebuie să facem caz din asta. Oamenii fiecare trebuie să-și folosească informațiile în direcția creșterii, până la urmă, calității nivelului de trai al tuturor românilor și, până la urmă, creșterea prestigiului României și a fiecărui cetățean. Ăsta cred că este rolul pe care îl avem. Dacă un om a avut 30 de ani de activitate undeva într-un serviciu, nu este important ca el în toată perioada respectivă a dus la creșterea prestigiului României? Cumva am avut alt obiectiv? Nu, dar știți că din ceea ce am citit, din ceea ce am văzut, sunt mulți români care o consideră pe Laura Codruța Kvesi un supererou, așa, un justițiar. Eu n-aș vrea să mai vorbim de persoană care, până la urmă, este un cetățean al României, care a înțeles să aplice, poate, propria doctrină în cadrul societății, în cadrul instituției care a coordonat-o. Cred că s-a vorbit mult prea mult de ea și sunt subiecte mult mai importante în țara asta decât să vorbim. Știu că ne place foarte mult să scoatem în evidență. Am văzut tot timpul la știri apar accidente, știu eu, sângele se vinde, cum spun cei din media. Dar aș vrea să vindem și performanța. Vorbeam de Comuna Matca și de producția. Aș vrea să rămână în... Sau mai bine să vorbim despre tânărul care... Îmi scapă numele, acum am citit recent, care a luat medalia de aur la Olimpiada de Matematică, Olimpiada Internațională de Matematică. Cu asta trebuie să arătăm lumii valoarea României și a românilor, nu cu sute de dosare și mii de dosare făcute pe genunchi, cu probe, multe dintre ele neconstituționale sau... Sau cu îndemnuri, acum scoateți dosarul respectiv. Da, nepotrivit. Nu așa ne vom face o națiune valoroasă și recunoscută în lumea civilizată. De fapt, românii sunt valoroși. Dar trebuie să scoatem. Dar din păcate mulți dintre români sunt și oamenii extremelor. Ori nu fac nimic, ori fac totul. Întotdeauna oamenii deștepți acceptă greu alte valori lângă ei. Românii sunt foarte mulți oameni, românii ca națiune, foarte mulți dintre români sunt peste media europeană ca pregătire, ca educație. De asta românii lucrează 4 milioane în străinătate, de multe ori cu muncă sub calificarea lor. Pentru că sunt apreciați și sunt căutați pentru orice activitate profesională. Sistemul educațional în România, deși a scăzut în calitate, el în același timp se menține la standarde înalte, tocmai prin valorile individuale pe care le promovează. Și aici vreau să aduc în cunoștință faptul că suntem promotorii unui reîntoarcere sistemului de învățământ dual, care componenta profesională, componenta de practică trebuie să fie însoțită de partea teoretică. Cred că de acest aspect suferă foarte mult economia românească în momentul ăsta. Prin consilierul de stat pe care îl avem în cadrul cabinetului primului ministru, avem acest obiectiv de a reintroduce învățământul dual în fiecare oraș mare, așa cum combinatul are, așa cum șantierul naval au clase care le sponsorizează și vreau să spun că sistemul energetic național, companiile producătoare de energie fac contracte cu studenți, cu grupe de studenți, cu facultăți pentru creșterea nivelului și standardului de educație în învățământul liceal, universitar, post-liceal și așa mai departe. Înființarea școlilor post-liceale este un obiectiv important care va duce la creșterea performanței economiei României. Și nu spun în zadar, constat în economia și în cadrul marilor companii de stat
chiar și influențăm în mod activ noi ca ALDE această poziție de promovare a contractelor cu universitățile. Suntem rupți de universități. Facem studenți, facem ingineri, facem producem cadre de înaltă, de înaltă educație fără a avea legătură cu profesionalizarea efectivă. Cred că legătura cu operatorul economic în domeniul în care se pregătește este vitală. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Știți cum se spunea și era o vorbă și înainte de 89. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Da, asta sunt, e o problemă. De exemplu, sunt în Consiliul de Administrație a Societății de Producere Energie Electrice în sistem nuclear și chiar am dezbătut ore întregi ce contracte să avem cu Facultatea Politehnică din București, cu alte facultăți din țară pentru pregătirea cadrelor tehnice. Astăzi, când noi vorbim, sunt foarte mulți specialiști în producerea energie nucleară pe diverse compartimente care lucrează în lume. Asta lucrează în Arabia Saudită, lucrează în Qatar, lucrează pe multe piețe și multe centrale nucleare din lume. Asta înseamnă că românii sunt apreciați. Noi, dacă pentru asta ne apreciază lumea, de ce să nu producem specialiști? Putem să reprezentăm un potențial al forței de muncă pentru mulți din europeni. Și atunci cetățenii români, desfășurându-și o activitate corectă în colective, în străinătate și pe alte meleaguri, vor ridica prestigiul României. Nu anchetele la DNA vor ridica prestigiul României, nu justiția televizată sau telejustiția va ridica prestigiul României, ci fiecare român valoros care va arăta că România este altfel va ridica prestigiul României. Apropo despre român valoros, mai avem puțin din emisiunea noastră și în încheiere aș vrea să ne referim puțin și la campionatul mondial din Rusia. Ce are de învățat sportul românesc de la performanța Croației, o țară cu 4 milioane și jumătate de locuitori? Același lucru care l-are de învățat România și românii de la performanța Suediei, de la performanța, nu vorbesc de sport aici, vorbim de performanța economică. Ce îmi spuneți aici ține de în tenis. Este în primii 5 tenismeni la masculin în top, primii 5, tot un croat. Așa că întotdeauna valoarea unei națiuni ți-o dă fiecare individ și fiecare membru. Se spune așa, valoarea unei societăți este dată de suma membrilor care o compun. Așa că suma valorilor membrilor care o compun. Asta înseamnă valoarea unei ramuri și a unei națiuni în complexitatea ei. Adică să promovăm aceste modele, exact, care pot fi motorul de pornire a unei performanțe extraordinare, exact. Valoros cum este Halep. Duce ca România să fie privită cu zâmbetul pe buze. Dacă arăți lumii că ai mai arestat unul și îl plimbi cu cătușile, nu-ți demonstrezi valoare. Acele persoane care au greșit trebuie să sufere condamnările și prejudiciile pe care le-au generat în tăcere, fără a fi promovat. Pentru că, de exemplu, cred că ce nu înțelegeau americanii ei când au un sportiv de valoare, îl ridică în slăb. Exact. Și simplu. Nu orice om de valoare. Eu am văzut și niște reportaje și americanii numeau pe Simona acum câțiva ani, nu acum. Exact. Acum 3 ani, Romania superstar Simona Halep și la noi era înjurată de foarte mulți, așa zis, haters. Arată micimea noastră de multe ori, dar pentru asta fiecare membru din mass media trebuie să contribuie la promovare, că până la urmă nu oamenii de rând creează promovarea, ci mass media creează promovarea. Și vreau să spun că, nu știu cât mai avem, s-a dat între timp legea offshore, legea exploatării în zonele offshore. Dintr-o dată ne trezim, dom'le, ce bogăție minunată avem, ca așa cum avem și aur. Și acum avem aur în munții Carpați, dar cine le exploatează. Constatăm că nu trebuie să le exploatăm. De ce? Eu consider că până la urmă există o politică antinațională care mă îngrozește. Faptul că avem exploatări miniere, cum avem filoane de aur extrem de importante și acum am s-a descoperit în Marea Neagră acest filon de aur negru, gaz natural sau exploatări de hidrocarburi. Faptul că facem prea multă presiune, noi nu suntem în stare să le exploatăm. De ce? Pentru ar părea absurd și poate mă înjură câțiva telespectatori acum spunând: cum,
lume, dar de ce nu suntem în stare să le exploatăm? Pentru că nu avem tehnologia necesară și achiziționarea de tehnologie pentru, înainte de exploatare, pentru a ajunge să constați dacă ai zăcământ sau nu, să explorezi, nu avem în primul rând tehnologie de explorare. Ca să poți constata dacă ai sau nu, este prea scumpă tehnologia de explorare pentru a constata dacă ai într-un zăcământ. Și ca atare închiriezi acea instalație sau instalații acea tehnologie de explorare, ei vin la pachet și în general și cu, și cu cei care exploatează zăcământul, pentru că nimeni nu-ți garantează cantitatea de zăcământ pe care ai. Totul este o aproximație, că până la urmă vorbim de o constatare a unei pungi de gaz în interiorul mării, în subsolul de sub fundul mării. Ceea ce creează un risc major și de componenta de explorare și, și în componenta de exploatare. Ca atare trebuie să încerci să fii competitiv și să fii România. A fost al treilea producător de hidrocarburi din Europa în perioada celui de-al doilea război mondial. Ce a câștigat România din asta? A intrat într-un conflict mondial, a pierdut, a plătit despăgubiri de război în loc să câștigăm despăgubiri. De ce? Pentru că suntem bogați, pentru că suntem buni, pentru că suntem valoroși și suntem incapabili să ne promovăm valorile. Asta este poate cea mai mare tragedie a poporului român. Adică suferim exact ca în toate domeniile la capitolul organizare. De multe ori, românii devin prea ieftin de plătit și prea ieftin de cumpărat. Faptul că din rândul românilor avem oameni care se comportă antinațional este cea mai mare pedeapsă pe care o suportă poporul ăsta. Sunt oameni care sunt plătiți din banii României, din banii românilor și se comportă cu atitudine antinațională. Și, din păcate, sunt prea mulți. Da, și sunt, din păcate, cum spuneți, sunt cam în toate domeniile. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ca de obicei am atins subiecte importante, am vorbit și eu, pentru că rolul moderator este să intervină din când în când. Mulțumesc, sunt acei moderatori care vorbesc mai mult decât invitații, ceea ce nu mi se pare normal. Ei le știu pe toate, că au avut mai mulți invitați. Sau cei care vorbesc singur, fac aceea revista presii, sunt vreo doi. Da, da. Vreo doi, trei, care înjură pe toată lumea și totul le miroase urât. Uh-huh. Dar asta e, nu poți să... Eu, de exemplu, apreciam foarte mult pe Pătra, care nu neapărat că înjura pe toată lumea, ci lua în glumă. Mi-a plăcut foarte mult abordarea lui de a privi lucrurile așa cum îi stă bine românului, într-un umor, câteodată un umor negru. Nu, și mie de el mi-a plăcut, dar mai sunt două personaje care... Nu vreau să vorbesc despre ea, că nu-mi plac. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine domnul Cristian Dima, președintele Organizației Județene Alianței Liberalilor și Democraților Europeni. În continuare, promo publicitate, după care revenim în platou cu cea de-a doua parte a emisiunii. Mulțumesc pentru invitație.